Sute de paturi din spitale sunt ocupate de pacienți care nu mai au nicio șansă de vindecare. Alți bolnavi în stadii terminale sunt lăsați în seama familiilor, care nu știu cum să îi îngrijească. Ca să ușureze suferința acestor oameni, pentru prima dată în România, statul investește în centre de paliație. Programul pilot a început în 8 unități sanitare, iar serviciile medicale vor fi extinse și la domiciliul pacienților. Pacienții care au multiple comorbidități ar necesita și s-ar preta la îngrijiri într-o secție de paliație. Întrucât în acest moment nu sunt locuri disponibile, primesc îngrijiri în secția de medicină internă, o secție de urgență. Astfel de pacienți care acum sunt internați în Spitalul Județean de Urgență Ploiești ar trebui să primească îngrijiri medicale într-un centru de paliație, ori să fie îngrijiți acasă de personal pregătit special. Bogdan Nicăs, managerul Spitalului Județean Ploiești. Există oameni care au nevoie de asistență medicală de terapia durerii. Un pat de spital ocupat de un alt bolnav privează un alt bolnav atunci când se creează aglomerație de îngrijiri musai de a fi făcute în spital. În România sunt aproximativ 192.000 de persoane care au nevoie de îngrijiri paliative. Mai puțin de 20% dintre ele beneficiază. Cele mai multe în spitale ale fundațiilor sau în centre private. 800 de medici și asistente din toată țara au fost instruiți să aibă grijă de astfel de bolnavi. În cadrul Programului Național de Dezvoltare a Serviciilor de Îngrijiri Paliative, în unități sanitare, în ambulatoriu, dar și la domiciliu. Au fost alese 8 spitale pentru proiectul pilot, care au primit mașini, mobilier medical, dispozitive medicale și medicamente. Spitalul Județean din Ploiești este unul dintre ele. Bogdan Nică, managerul Spitalului Județean Ploiești. Ne gândim inclusiv la niște aparate care să furnizeze oxigenul. Să avem astfel de aparate pe care le punem la dispoziție la domiciliul pacientului, la discuțiile cu psihologul, atât ale bolnavului cât și ale familiei, care trebuie să accepte această veste. Profesor dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății. O șansă pentru foarte multe persoane singure care au diverse boli și care au nevoie de asistență medicală. Reprezentanții Hospice Casa Speranței, singura entitate din România care asigură toate serviciile de paliație, au instruit personalul medical din spitalele de stat. Mirela Neamțu, CEO Hospice Casa Speranței. Să ajunge la o normalizare în care paliația este recunoscută ca un drept uman. Se creează cumva cadrul de dezvoltare a paliației la nivelul național. Dezvoltarea asta nu se poate face fără implicarea autorităților, statului și sistemului public. Bugetul pentru acest proiect trece de 25 de milioane de lei, iar banii au venit de la Uniunea Europeană, relatează știrile protv.ro.